v-am regăsit, stimați spectatori, la o nouă ediție între scriptură și ziar. Iarăși suntem prinși în acest clește, clește care ne arată că suntem victime unor percepții ale realității. Vine scriptura și ne spune că se poate umbla pe ape, că un om poate fi înghițit de un pește și să supraviețuiască, că se poate transforma apa în vin, că se întâmplă să poți vedea un topor care plutește. Este aceasta realitatea? Apoi suntem atât de dezamăgiți de ceea ce ar trebui să ne ofere realitatea în mass media. Citim ziarele căutând să aflăm ce s-a întâmplat în jurul nostru, căutând o lectură a realității. Vin apoi artiștii în acest clește care deja ne-a prins și fac un lucru care s-ar putea să deranjeze pe unii. Deformează, transfigurează, modifică realitatea. Din nou am lângă mine un artist. Nu sunt colecționar de artă și totuși în sufrageria mea cea mai mare parte dintr-un perete este ocupat de un tablou al lui. Este un albastru pe care eu îl numesc albastru de Iurie Cojucaru. L-am invitat alături de mine să discutăm tocmai despre acest al treilea element, al treilea punct de presiune în realitatea din prejurul nostru, arta. Cum ne poziționăm între scriptură și ziare și apoi vin artiștii să ne reprezinte o altă realitate. De această dată am invitat un artist care are teme inspirate din scripturi și am vrea să discutăm despre rolul artei, despre rolul figurației, despre rolul imageriei în lecturile noastre asupra realității în sine, asupra lecturilor noastre biblice. Bine ai venit, Iurie, și sunt foarte, foarte curios să aflăm cât mai multe, și eu să aflu cât mai multe despre tine și sunt foarte curios să aflu cât mai multe despre arta ta, despre modul în care tu îți explici arta, modul în care îți gândești, se pare cu o exactitate de matematician, seriile artistice, seriile de creație. Spune-ne câte ceva despre tine. Cine este Iurie Cojucaru? M-am născut în Basarabia, într-un sat, și de mic copil mi-a plăcut muzica. Chiar părinții m-au dat la școala de muzică, unde am făcut un an și ceva, și partea cea mai importantă pentru mine a fost o încurajare unei profesoare la școala generală, în care la pictură am pictat ceva, probabil mi-a ieșit din întâmplare, zic eu, dar pentru mine mâna ei, mâna doamnei profesoare, o simt și astăzi, m-am mângâiat pe cap și mi-a zis: ești foarte talentat. Chestia aia m-a urmărit într-una și după ani de zile, după ce am terminat artele plastice, mi-a venit un gând să merg să o caut și am căutat-o, dar a fost prea târziu pentru că doamna a plecat. Dar mi-ar fi plăcut să-i spun și să-i mulțumesc realmente, pentru că acea încurajare mi-a dat o direcție. Ce important este un dascăl bun la un moment dat, care poate modifica un destin. Iurie, cum ai ajuns în România? Și de ce România? În România am ajuns printr-un prieten, pentru că imediat în 89 am intrat la facultate la Chișinău și revoluția, sau așa zisa revoluție, mi-a deschis un drum către România. Deși majoritatea din Basarabia mergeam în Rusia, România era o țară foarte nouă pentru noi toți, ca și un popor român, dar eram rupți de România. Și acest prieten a ajuns pentru prima dată de la Cluj, la Academia de Arte, și tot îmi scria scrisori, că telefoanele erau mai scumpe, și îmi povestea cât e de frumos în România. Mi-am luat un braț de lucrări printr-o viză făcută de dânsul și am ajuns la Academia de Arte din Cluj. Am fost la domnul rector, i-am povestit povestea mea, eu eram anul 3 la facultate din Chișinău, dar mi-am dorit foarte mult să încep de la zero, dar să încep în România, pentru că îmi doream să fac o schimbare. Și cu mai multe peripeții am ajuns totuși în anul 3, deși am optat pentru anul 1, dar valorificând materiile făcute la Chișinău, am repetat doar anul 3, pentru că diferite erau materiile de la facultatea din Chișinău față de facultatea din Cluj. Ai ajuns în România, ai început să creezi,
ți-ai creat un program propriu, ai făcut un plan sau pur și simplu după inspirație ai început să creezi acele serii despre care vom vorbi mai târziu? Nu știu dacă am avut un plan, e greu să spun, la vremea respectivă dacă am avut un plan, era o bucurie în care toate erau frumoase în jurul meu și îmi doream să pictez, să stau în atelier, să citesc, să experimentez și a fost o perioadă bună, benefică pentru mine, pentru că cumva de acolo m-a ajutat vremea, experimentele din atelier să mă regăsesc sau să-mi caut calea. Niciodată nu te poți găsi undeva într-un loc și zic, domnule, aici am ajuns, aici în sfârșit și mă pot opri. Eu cred că pentru un artist e o provocare continuă. Tot timpul trebuie să vii cu ceva nou și să te recauți. În tipul acesta de emisiune, ceea ce facem este să încercăm să vedem tipuri de experți, le-aș spune mai degrabă. Ne-am obișnuit cu limbajul nostru evanghelic, biserica. Biserica are mădulare, membri care au diferite daruri. Aș pune problema un pic altfel. Cred că biserica are zone și uneori sunt zone mai umbrite din pricina faptului că viața liturgică a bisericii este de o anumită natură și sunt unele zone mai ascunse în care lucrează oameni ca tine care au anumite daruri, evident date de Dumnezeu, și încearcă să slujească. Noi am avut niște întâlniri în slujire și anume la unele conferințe sau predici pe care le-am ținut, tu ai venit cu partea ta de slujire și ai încercat să transformi în imagine idei. Una dintre ideile ce s-a transformat în imagine este șarpele din pustie, șarpele vindecător din pustie. Crezi că este un loc al artistului creștin, al pictorului creștin în biserică să slujească? Da, eu cred, pentru că până la urmă biserica are nevoie de... Biserica în sine trebuie să fie în permanentă creație, în permanentă căutare, într-o dinamică, poate aș spune chiar o dinamică a sunetului și a culorilor, pentru că mai presus de astea stă cuvântul, e adevărat, dar tind să cred că biserica neoprotestantă are nevoie de culoare. Nu avem nicio identitate creată și stabilită sau regăsită. Mă gândesc la grădină, când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a lăsat să numească, să dea numiri, nume la animale și îmi place să gândesc și să mă gândesc la Adam că a dat inclusiv nume la culori. Interesantă perspectivă. Și foarte interesant, curcubeu are cele 7 culori, în care în acele 7 culori ochiul omului zice că aproape găsește 700 de nuanțe. Dacă Dumnezeu a lăsat culorile, cred că sunt foarte importante și 7 culori se leagă cu cele 7 note muzicale, cu cele 7 zile ale creației, cu cele 7 nivele ale cerului. Uh-huh. Se leagă de numele lui Dumnezeu până la urmă. 7-le este un nume, o cifră care le reprezintă pe Dumnezeu. Una dintre cifrele care le reprezintă pe Dumnezeu. Eu cred că undeva în acea atmosferă liturgică a cuvântului unde muzica îl glorifică pe Dumnezeu, culoarea trebuie să aibă rolul ei important în biserică. Și totuși noi suntem ca evanghelici iconoclaști. Știi ce a făcut Calvin în momentul când în Geneva a instaurat și socialmente reforma? Unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut a fost să vopsească pereții și a comandat tuturor reformatorilor să vopsească picturile, să acopere picturile, astfel că picturile și orice imagine a fost acoperită cu un strat gros de var, acum sunt încercări de restaurare. Găsim totuși în Exod, spre exemplu, și de asta am o scriptură deschisă aici la facerea templului, la facerea veșmintelor, găsim indicații asupra unor anumite culori. Se pare că Dumnezeu are culori favorite, cărmiziu, albastru, materii albastre, materii cărmizii, galbenul se pare că este favorit, culori pe care le regăsesc foarte mult în paletarul tău de culori.
un albastru profund, pe care l-am numit albastru de Iuri Cojocaru, un galben aproape de Van Gogh, un roșu care izbucnește câteodată, mai ales în seria Clownilor tăi. Cum împăcăm lucrul ăsta? Tradiția noastră de anti-imagine, tradiția noastră iconoclastă, zdrobirea oricărei reprezentări a ființelor divine de un fel sau altul, în primul rând, și acest, hai să zicem, compromis. Avem imagini, semne de carte cu chipul lui Isus, de foarte proastă calitate, chiciuri, realmente, niște imagini ale unui Hristos roz bombon, palid, fără niciun fel de expresivitate, și pictura pe care tu încerci să o creezi și alți artiști ca tine. Da, de la Calvin a rămas în continuare acea temere de imagine, pentru că știu și cunosc, mi s-a spus că nu-i prea bine, pentru că ne distrage atenția și atunci cuvântul cade pe locul 2, pe planul 2. Dar ce face, spre exemplu, Biserica Catolică? A făcut un upgrade la tot ce se întâmplă acolo în spiritualitatea ei. Spre exemplu, secolul 20 a dus pe Chagall, care a făcut acele vitrale la Metz. La Köln, anul trecut, a fost invitat un mare artist german, Gerhard Richter, care a pictat un geam imens de la Domul din Köln. Când biserica neoprotestantă încă mai are rezerve de a lăsa culoarea în biserică. Dumnezeu este lumină din lumină. Eu cred că culoarea poate ajuta pe cei care îl caută pe Dumnezeu să vadă și să simte ceva mai mult decât cum ar fi muzica sau, deși muzica are rolul ei, cuvântul are rolul ei, dar atinge niște corzi interioare care îl poate ridica pe om la gustul lui Dumnezeu. Sunteți un grup de artiști creștini în Cluj, un adevărat atelier de creație, se profilează ca o școală de creație. Ești tu, Liviu și alții. Pe Liviu l-am avut în emisiunea mea. Și aș vrea să te întreb, aș fi prea optimist să sper sau să nădăjduiesc că grupul vostru de artiști, luminați prin lumina cuvântului, aduceți o rază de lumină în lumea asta întunecată? Dacă te uiți la decorul pe care ne înconjoară, este o lume în întuneric, noi suntem într-o sufragerie luminată, avem scriptura înainte. Crezi că aș fi prea optimist ca prin să sper că prin creația voastră puteți traduce într-o altă limbă? S-ar putea ca oamenii din prejurul să fie foarte sceptici la predicile mele, la prelegerile spirituale ale altora, dar să fie captați de arta voastră. Ați făcut recent, anul trecut, un experiment în care ați organizat o expoziție și ați invitat oameni să explice ceea ce văd, ceea ce au perceput. Poți să-mi spui câteva cuvinte și apoi să trecem spre seriile tale, să încercăm să deconspirăm ce faci? Da. Așa cum ai zis, suntem un grup de artiști creștini și încercăm să ne întâlnim împreună, să citim, să ne rugăm, să ne propunem teme cu semnificație și chiar am reușit cu ajutorul Dumnezeu să facem câteva expoziții foarte bune. Vreau să-ți spun că nu este ușor, pentru că comunitatea evanghelică încă, cum spuneam și înainte, încă nu este pregătită să consume acest gen de artă și ce aminteai mai înainte despre acele de-a dreptul chiciuri în care apare un Hristos sau mâinile lui Dürer, dar atât de tare exploatate și schematizate, că efectiv am o repulsie când le văd. Și eu cred că noi suntem chemați să aducem un aer nou în mediu evanghelic prin ceea ce facem, așa cum muzica încearcă, și muzica este mult mai ușor acceptată pentru că
Foarte interesant. Urechea, deși este mai sensibilă și nu acceptă orice, ochiul consumă absolut tot ce îi dea. În biserica noastră, prin decorurile care vrem să le facem, vrem să fim parte din cuvântul adus în fiecare zi și dacă am putea contribui la vestirea cuvântului în biserică, chiar ne face onoare și o bucurie. Din câte mi-ai povestit, o întâmplare din expoziția respectivă a fost că ați fost surprinși tocmai că oamenii care erau neevanghelici nu erau încă contaminați de lozincăraia evanghelică, au fost foarte aproape de ceea ce ați vrut voi să le transmiteți. Adică asta înseamnă că ați comunicat foarte aproape de limbajul lor și chiar s-a produs procesul ăla de comunicare, procesul acela de comunicare către ei. Am observat în picturile tale, îți știu picturile de mai mult timp, o anumită centralitate și verticalitate. Această temă a verticalității a apărut și în discuțiile cu alți artiști creștini. Începe să devină o temă care pare că vă urmărește. Axa pământ-cer, relația om-Dumnezeu, legătura dintre divinitate și umanitate, revelația. Există una dintre seriile tale care pe mine personal mă obsedează. Arbori, copaci, filiformi aproape în tulpină și cu o eflorescență și cu o coronatură foarte, foarte deschisă spre cer, ca uneori parcă vezi o pornire de, ca un strigăt de jos în sus și se deschide dintr-o dată spre albastru acela fascinant. Îmi place foarte mult ideea de arbore, pentru că undeva mă regăsesc în acel arbore și am încercat să-i umanizez într-un fel sau altul. Chiar puțin i-am întors cu capul în jos, pentru că am fost întrebat de mai multe persoane de ce nu are tulpina groasă, de ce nu are rădăcini ancorate. Bine, mi-aduc aminte un exemplu care l-aș aduce acum, o doamnă doctor psiholog m-a rugat să-i fac un copac și i-am desenat un copac așa exact care îl simt eu și imediat s-a uitat la mine cu ochi foarte dacă ceva nu e în ordine și mi-a explicat că sunt rupt de tradiție, de realitate, pentru că am ceva probleme psihice și m-a rugat să-i explic copacul meu. După ce i-am explicat și i-am spus că copacul meu este puțin diferit în sensul că eu tind să cred că copacii ca și noi avem nevoie de lumină. Tinderea spre perfecțiune care aduc acele sfere la capăt de drum a copacului și acea tulpină agățată de sus în jos, nu de jos în sus, dependența de perfecțiune, dependența de unitate, dependența de lumină este primordială pentru copacii mei. Totodată această dependență creează și verticalitatea, ascensiunea. După ce am povestit, mi-a luat copacul și a zis că va merge la pacienții ei să le explice povestea copacului, pentru că, în general, toți cei care au trecut prin cabinetul doamnei, toți copacii erau total diferiți, pentru că erau trunchiuri mari, groase, crengi. Deci, practic, copacul tău crește invers, se scurge înspre pământ. Da, și începe din coronatură foarte interesantă această creștere inversă cu rădăcinile în cer. Sau, mai bine zis, coronatura este rădăcina, de fapt. Îngeri. De ce pictezi îngeri? Tema îngerului este o temă mai nouă și încă nu pot să zic că îi pictez pentru că sunt într-o căutare. Mi-ar plăcea să fiu atins de înger atunci când încerc să-l caut și să-l pictez. Eu cred că suntem înconjurați permanent de îngeri, și de îngeri buni și de îngeri răi, dar simt de multe ori o căldură realmente fizică atunci când sunt atins de o aripă sau de un înger care este din partea lui Dumnezeu. Și chestia asta m-a provocat să caut detalii sau chiar așa le-am zis atingeri prin formă, culoare,
tușă, materialitate, caut forme noi pentru a redescoperi într-un fel o temă nouă pentru mine, tema îngerilor, care cred că este foarte, foarte actuală. Ai avut clowni la un moment dat. Ce reprezintă clownul? S-ar putea ca telespectatorii noștri să fie foarte surprinși. Copaci, înțelegem, teme spirituale, copacul vieții și așa mai departe, îngeri, înțelegem, dar clowni? Și clownii fac parte din aceeași scenă pe care încercăm să o trăim și să o jucăm în fiecare zi. Clownul pentru mine e acea stare în care încerc să-mi trag de pe față absolut toate măștele, să fiu așa cum sunt. Și recunosc că nu-mi este ușor și nu totdeauna reușesc și mă surprind când joc teatru și mimez și vreau să par mai bun sau mai înțelept sau mai altfel decât sunt și regăsându-mă sau când m-am prins în această stare, m-a tentat să pornesc o serie de clowni, chiar dacă clownul a fost exploatat ca temă absolut de când s-a dezvoltat această temă, pot să zic că s-a făcut absolut orice, dar poate nu s-a făcut exact ce simt eu, ce simt în mine. Este și o temă în literatură, tristețea clownului, și anume faptul că cel care este silit să râdă și să-i facă pe alții să râdă, de fapt este adânc fracturat înăuntru sentimental. Practic fiecare dintre noi purtăm o mască socială și suntem tot timpul în această tentație de a fi noi înșine, ceea ce ar fi eliberator, și masca care ne este presată pe față. Vorbind de măști sociale, de și meseria este la un moment dat o mască care ne este presată asupra ne. Trec brusc spre două întrebări scurte. Prima, dacă ai o creație de-a ta preferată și știu că de la alți prieteni care sunt artiști plastici, că de obicei creațiile preferate și cele mai iubite nu sunt la ei acasă, ci sunt împrăștiate. Ai o creație preferată de care ești legat sau te leagă o amintire sau un proces de creație extrem de traumatic sau fericit? Da, cred că sunt mai multe lucrări, pentru că până la urmă, pentru mine, una dintre ele, atâta timp cât este în fața mea sau în spațiu în care mă mișc, și este acea revelație în care am simțit că s-a produs ceva, că în general stai la atelier, încerci să lucrezi, îți propui multe și nu realizezi nimic. Dar la un moment dat simți că ceva s-a întâmplat. No, acel ceva mă afectează și mă afectează spre bine și îmi doresc acel lucru tot timpul în atelier, să se întâmple ceva. Am încercat să mi-adun acele lucrări care am simțit la un moment dat că mi-aparțin și nu le-aș da și le-aș păstra pentru mine. Și odată am intrat la un mare pictor din București, pictorul Piliuță, și n-am văzut nicio lucrare. Era singura lucrare pe șevalet. Și l-am întrebat, maestre, dar unde sunt lucrările? Și mi-a zis un lucru, că lucrările nu trebuie să fie în atelier. Lucrările trebuie să plece, să călătorească, să ajungă exact la oameni, pentru că altfel cumva ar fi prea egoist să ții acele lucrări. El puțin mi-a schimbat viziunea și de atunci încoace n-am mai păstrat lucrările. Dacă cineva a venit, i-a plăcut, le-am dat și m-am bucurat că au ajuns exact la oamenii care le apreciază și consumă, au un dialog cu ele și chiar poate provoacă discuții între cei ai casei. O ultimă întrebare. Dacă ai avea în față un tânăr care în mod evident este dăruit de Dumnezeu sau o profesoară la un moment dat i-a pus mâna pe cap și i-a spus ești foarte, foarte talentat. Suntem în vremuri extrem de dificile în care
părinții, eu unul sunt părinte, nu cred că ar fi foarte fericit să le spună copiilor lor, oricât de talentați ar fi, mergeți spre cariera artistică, veți putea trăi din aceasta. Ce i-ai sfătui pe acești tineri? Ce i-ai sfătui pe acel tânăr? Probabil unul dintre ei ne privește chiar acum și este fascinat de darul pe care l-a primit, ar dori să-l urmeze, dar în același timp este presat să poarte o altă mască. Crede în ceea ce faci și fă tot ce este mai bine, ce este mai frumos și fă-o pe durată lungă. Iată, ne aflăm la finalul unei emisiuni. Mi se pare prea scurtă pentru câte teme aș fi vrut să dezvoltăm. Vor compensa cuvintele noastre lipsă, vor fi compensate de imaginile cu picturile tale. Stimați telespectatori, sunt oameni care respiră altfel în prejurul nostru și în biserică. Sunt unii care nu urcă la amvon, nici nu cântă în cor, nici nu participă la viața liturgică a bisericii așa cum ne-am aștepta. Și nu putem celebra darurile lor într-un mod imediat, cum sunt muzicienii, spre exemplu. Vom avea și muzicieni în emisiunile ulterioare, dar artiștii plastici au o altă lucrare. Uneori marginalizați, fugăriți din bisericile evanghelice, tratați aproape cu suspiciune, fiind niște ciudați între noi, locul lor este în altă parte și nu în biserică. Iată că au existat artiști curajoși care și-au adus lucrările în viața liturgică a bisericii. Sunt biserici în țară și sunt biserici în Cluj, spre exemplu, care încurajează această școală de artă, școală de artiști creștini, să-și valorifice darurile pe care Dumnezeu le-a dat. Sperăm ca într-o bună zi acești artiști care deja au început să apară, iată, în ziare, să primească recenzii bune, într-o bună zi să vorbească tot mai tare pe limba oamenilor care înțeleg numai acest limbaj sau înțeleg și acest limbaj al artei. Și Evanghelia să fie propovăduită prin cuvânt, prin imagine, prin lumină, prin sunet. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc încă o dată, Iurie, pentru timpul pe care ne l-ai oferit. Mulțumesc și eu.